realizat când facem privedere, m-am fost și tot anul în Turcia, această privedere îmi face prezent și ne face prezenți împreună cu Nicolae Steinhardt înaintea lui Dumnezeu. Este o înfățișare și în această seară înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea totuși ca un fel de trecere așa să ascultăm vocea lui Nicolae Steinhardt, o voce pe care cei care s-au participat la Rochia uneori au ascultat-o, Părintele rostind cuvântul de învățătură.